marți, 14 martie, prefericitul părinte patriarh Daniel l-a primit la reședința patriarhală într-o vizită particulară pe grația sa Justin Welby, arhiepiscop de Canterbury și primat al Comuniunii Anglicane. Părintele patriarh Daniel a mulțumit înaltului oaspete pentru sprijinul pe care Biserica Anglicană l-a acordat românilor ortodoxi care trăiesc în Regatul Unit al Marii Britanii și al Irlandei de Nord prin închirierea a 38 de lăcașe de cult. Grația sa, Justin Welby, a mulțumit pentru ospitalitate și a vorbit despre cele trei mari provocări ale societății occidentale care se răsfrâng asupra bisericilor: secularizarea, războiul din Ucraina și aspectele negative din timpul colonialismului. În timpul convorbirilor a fost subliniată importanța promovării proiectelor în domeniul educației, în special în comunitățile sărace din România. Cultele religioase legal recunoscute în România au întocmit o adresă comună către ministrul educației, doamna Ligia Deca, în care subliniază că au luat act cu privire la publicarea proiectelor modificate de legi ale învățământului preuniversitar și superior. Referitor la aceste documente, la inițiativa Patriarhiei Române, cultele religioase recunoscute în România solicită următoarele lucruri: corelarea proiectelor de lege ale învățământului preuniversitar și superior cu prevederile constituționale, articolul 32, și ale legii numărul 489/2006 privind libertatea religioasă și regimul general al cultelor. Menținerea prevederilor din protocoalele încheiate între Ministerul Educației, Secretariatul de Stat pentru Culte și cultele religioase recunoscute în România, cu privire la predarea disciplinei religie în învățământul preuniversitar și la organizarea învățământului teologic preuniversitar și universitar. Eliminarea articolului 2, aliniatul 1, litera B, definirea diversității, a articolului 224, litera E, obligația de a promova diversitatea în școală și a sintagmei referitoare la orientarea sexuală din articolul 11, aliniatul 1, din proiectul legii învățământului preuniversitar, conform principiului independenței față de orice formă de ideologie. Menținerea statutului actual al disciplinei școlare religie în conformitate cu prevederile constituționale, cu decizia numărul 669 din 12 noiembrie 2014 a Curții Constituționale a României, cu prevederile Legii Educației Naționale numărul 1 din 2011, ale legii numărul 489/2006 privind libertatea religioasă și regimul general al cultelor. Semnează 13 lideri ai cultelor religioase legal recunoscute în România. Manifestările comemorative de la Gherla au debutat miercuri 9 martie cu Sfânta Liturghie a Darurilor Înainte Sfințite, oficiată de către Înalt Preasfinția sa Andrei, Mitropolitul Clujului, la Mănăstirea Sfinții 40 de Mucenici de la Memorialul Gherla. În cuvântul de învățătură, Înalt Preasfințitul Părinte Mitropolit a vorbit despre mărturisirea pe care deținuții politici din perioada comunistă au făcut-o despre Hristos, asemenea celor 40 de mucenici din Sevastia. Pe unii dintre ei, Sfântul Sinod al Bisericii noastre are intenția ca în 2025, atunci când se vor împlini 100 de ani de la întemeierea Patriarhiei Române, pe unii dintre ei să-i canonizeze. Și unul dintre cei ce a murit în aiud, în temnița aceea teribilă, este vorba de Galaction Liviu Munteanu, rectorul Institutului Teologic din Cluj. Pe el și pe mulți alții să îi canonizeze. La slujbele de pomenire a foștilor deținuți politici a fost prezent unul dintre supraviețuitorii coloniei de muncă silnică de la Baia Sprie, Grigore Pepene. Ziua de astăzi pentru mine este o zi mare. Și în fiecare an, când am venit aici, m-am simțit că sunt alături de frații ăștia care au putrezit aici, care nimeni nu știe cine și unde e mormântat, că e tata, că e bunicul, că străbunicul, frate ceva, nu știe. Zilele Memorialului Gherla au continuat până duminică 12 martie cu manifestări culturale, conferințe, lansări de carte, proiecții video, menite a păstra în memoria generațiilor actuale jertfa deținuților din închisorile comuniste, făcută în numele lui Hristos și pentru Hristos.
în data de 10 martie s-au împlinit 100 de ani de la înființarea Episcopiei Cetății Albe Ismail, care a activat în Moldova de peste Prut între anii 1923-1944. În Episcopia Basarabiei de Sud, succesoarea acestei eparhii, momentul centenarului a fost marcat prin mai multe manifestări religioase și culturale. Evenimentul a debutat prin oficierea Sfintei Liturghii de către Preasfințitul Părinte Episcop Veniamin, în paraclisul Învierea Domnului din cadrul centrului eparhial din Cahul. În continuare, Părintele Episcop a săvârșit o slujbă de Te Deum în prezența numeroși clerici și credincioși. Anul acesta, chiar în această zi, se împlinesc 100 de ani, de aceea am dorit ca împreună cu dumneavoastră să aducem un plin de mulțumire lui Dumnezeu și de recunoștință tuturor celor care au activat, care au slujit în această eparhie. Mulțumim și dumneavoastră pentru efortul pe care l-ați făcut ca să veniți de departe sau de aproape să fim împreună la acest moment și vă invităm ca să rămâneți împreună cu noi la conferința științifică care va avea loc la Universitatea de Stat din Cahul, iar ulterior, tot parcursul anului, la celelalte evenimente festive care vor fi organizate cu ocazia aniversării centenarului eparhiei noastre. Cu acest prilej, la Universitatea de Stat Bogdan Petricei cu HDU din Cahul, a avut loc o conferință științifică în cadrul căreia au fost evocate personalitățile, ierarhii, preoții și binefăcătorii care au avut o contribuție majoră la înființarea acestei episcopii. Întâlnirea a reunit preoți, profesori, oficialități, precum și numeroși invitați de pe ambele maluri ale Prutului.